Timișoara, toate trupele primesc imediat municii de război, de front. Să se omeagă, oricine nu se supune, să se păcătește stare de necesitate și să aplică legea. Oricine intră într-un consiliu popular, într-un serviu de parte sau sparge un geam la un magazin, trebuie să primească riposta imediat. Actualitatea românească. În măsura violenței cu care forțele de securitate au intervenit împotriva demonstranților din România. 17 decembrie 1989. În Timișoara apare că este vorba despre o dimineață de duminică liniștită. Luptele de stradă din noaptea precedentă au încetat. Mai multe sute de oameni au fost arestați. Vitrinele sparte erau singurele urme ale evenimentelor din oraș din timpul confruntărilor locuitorilor Timișoarei cu forțele de represiune. Cu toate acestea, orașul urma să fie ocupat de armată la ordinul ministrului apărării, generalul Vasile Milea. Tot el este cel ce respectă dorința lui Nicolae Ceaușescu și va da ordin să se tragă în populație. A venit armată din mai multe orașe, a venit armată de la Buzeu, a venit armată de la Lugoj, a venit armată de la Arad, a venit armată din multe părți din jurul Timișoarei. Ordinul de luptă s-a dat de către generalul Milea direct la maiorul Marcu, care era comandant. Pe data de 17 la ora 1 am primit alarmă de luptă să plecăm spre Timișoara. Erau create deja dispozitive de luptă ale armatei în mai multe locuri în oraș, la intersecții, la instituțiile importante. Vi s-a dat un motiv oficial pentru care s-a dat spus ordin de luptă? Să punem ordine, să restabilim ordinea. Că s-au răzvrătit, populația din Timișoara e răzvrătită potriva conducerii de partid, de state. Și noi trebuie să menținem ordinea. Există și un ordin scris în sensul ăsta? Nu există. V-am spus, nu s-au dat ordine scrise. Din momentul dării alarmei și până s-a terminat cu tot, nu s-au dat ordine scrise. N-a existat așa ceva. Și e normal așa? Adică în păi nu e normal. Păi, v-am spus, de moment ce era alarmă de luptă, toate ordine se transmit în scris și se ia la cunoștință, se semnează și cel care de luare la cunoștință, semnează și cel care l-a dat. Cu oră, cu minut, când s-a dat. S-a scris ceva în un fel de jurnal al acțiunilor de luptă, care superficial acolo cât au apucat să scrie. Doi ofițeri aveau acolo. De prin ianuarie și până prin aprilie, mai au tot lucrat la Casa Armatei cei doi, Gana și cu Chiș. Apariția armatei pe străzile orașului i-a enervat pe timișoreni, care au devenit agresivi. Centrul Timișoarei a fost devastat. Au fost sparte din nou vitrine, au fost devastate magazine, ba chiar au fost și incendieri. Paradoxal, nu a intervenit nici miliția, nici securitatea, nici armata la spargerile și devastările magazinelor. În schimb, armata va trage în scurtă vreme în demonstranții pașnici. Nici în restul orașului situația nu era mai calmă. Lucrurile scăpaseră de sub control și se prefigura o revoltă mai puternică decât cea cu o zi înainte. Tot mai mulți oameni vor ieși în stradă pentru a protesta. Vor apărea tot mai clare strigătele împotriva lui Ceaușescu, dar și a regimului comunist. Când am ajuns pe pod și ne-am apropiat de centru, deci vedeți, se văd blocurile, e că ne-am apropiat, acolo nu mai vedeai nimic. Era un fum gros, ardeau magazine. Acolo, de fapt, intrasem într-un fel de zonă de război. Ce am văzut? Magazine arse, jefuite? Am văzut persoane, grupuri, 4-5, nu erau mai mulți. Da, erau toți așa, toți cam îmbrăcați la fel, freze din aștia, parcă erau militari. Aveau aceeași îmbrăcăminte, în sensul ăsta, zic, și cu bâte de baseball. Cine erau ăștia? Nu știu, nu pot să vă zic. Cei care intrau în magazin și care făceau... Da, care intrau ăștia, se vedeau că erau cu dexteritate, lucrau cum trebuie. Și erau toți otova la fel? Că toți semănau între ei așa, deci erau cam de aceeași înălțime. Și ei spărgeau vitrinele.
Armata era dispusă în obiectiv, cum zic ei, deci partea aceea de catedrală. Trupele respective vedeau ce se întâmplă în piață. Da. Au intervenit? Păi ei erau cei care, deci vorbim de perioada până în 20, ei erau cei care ni se păreau că sunt împotriva noastră. Deci ei, au intervenit la spargeri? La spargeri n-au intervenit, nu. Deci au stat și au văzut, noi luam atitudine, nu numai eu singur, că mai erau oameni care spuneau, domnule, de ce spargeți că le oferiți motivul să tragă noi? Deci noi așa priveam lucrurile atunci. Deci nici nu ne gândeam că spargerile și toate astea aveau de fapt scopul ca să instige oamenii și mai mult să iasă în stradă. Organele de represiune n-au intervenit. Nu. Au stat și s-au uitat. S-au uitat, da. Dar cei care le reproșați că fac chestia asta... Tăceau vis-a-vis de observațiile care li se făceau și plecau. Ce s-a întâmplat? Vitrinele din nou erau sparte. Dar la... și am văzut. S-a dat foc la magazine. La magazine, defrișate, de... În copii, centru? Chiar. Da, în centru. Da, erau copii, da. Au furat lumea. Au... Da, navală pe... Blănuri, televizoare, s-a furat la greu. Nu știu cine a început furăciunea, dar practic oameni de rând au furat. Au văzut blănurile, televizoare și alea. De orice etnie, ca să nu fim... Toți s-au luat de acolo. Și poate a fost și intenționat sparge cineva ca să zică, uite cum devastează, dar asta nu se știe. În orice caz, spărturile au fost și foc s-a dat. Am văzut foarte mulți țigani care furau, parcă veni să pregătiți, aveau niște cuverturi din astea, niște cerceafuri, puneau acolo de toate. Am văzut o femeie cu niște cofraje de ouă, înainte de a se trage asta. Când a început să tragă, o fugi și ei. Tot centrul Timișoara, de la catedrală până la opere, tot a fost spart. Cine a spart? Ei. Nu știți, păi, dar n-aveați oameni în... N-aveam atunci, nu mai aveam. Deja erau... N-aveați filaj? Filaj atunci avea alte... Cu niciun fel de justificare. Toate unități în listă de miliția, trupe de securitate, unități de grânce, vor furta armament de luptă, inclusiv lanțe. Fără discuții. De asemenea, toate unitățile militare sunt în stare de alarmă și au în această situație și armamentul de luptă. Înseamnă inclusiv muniția. Nu pleacă nicăieri fără muniție de luptă. Iar în timpul ăsta se striga jos Ceaușescu, nu știu ce, auzeau vocile alea ale demonstrațiilor care erau cu totul și în altă parte. Vreți să spuneți că n-a fost filaj în piața Operei, acolo unde s-au spart geamurile? Noaptea n-a fost acolo, vă spun eu. Că geamurile au fost sparte... 17 după amiaza, seara. 17 după amiaza. Da, ce erau tancurile acolo, taburile. N-am avut filaj acolo, dacă vă spun că n-am avut. Deci nu știți cine a spart geamurile până la cap și coadă? Cine intra acolo? Bătaie în toată regula. Sunt o grămadă mărturii care spun că erau anumiți oameni care spărgeau geamurile. Vă spun eu. Fiind serios. Eu nu știu pentru că vă spun. Eram în birou și nu am... N-am... Deci din 17 n-ați mai ieșit din birou? N-am mai ieșit din birou. Au început să se spargă vitrinele și aici în centru, parcă pe la 5-6, așa, dacă țin eu bine minte. Deja era întuneric. Cine le spărgea? Nu se știe. Băieți. E o poveste, cum s-a spart librăria Eminescu aici. Asta s-a spart pe la prânz, pe la 1-2, cam așa. Erau niște băieți de ăștia, gen copii ai străzii, care s-au tras de mine, nena, hai să sparge geamul. Și au zis, luați-mă piatră de acolo, că erau niște, o zonă cu piatră aici, acum nu mai e. Au spart băieții, au dat cu bolovanii, au spart alea și m-am dus și eu și am tras de una, că știi că nu căzuse geamul de tot, ci era pericol să bage unul capul, să ia vreo carte din vitrină. Nu erau decât cărți de alea, pe care le-au și luat, după aia le-au și dat foc. Și am dat într-o chestie de aia să cadă, așa. Eu eram în parca militară americană neagră, deci de aia de tanchist, cu gluga pe cap. Deci nu se vedea din fața mea decât cam atâta, da? Că umblam cu aia tot timpul, să nu fiu recunoscut.
peste câteva luni, un coleg de-al meu de la teatru, de aici, îmi povestește cum a văzut el cum niște unități speciale înarmate, îmbrăcate în negru, au spart vitrina de la Eminescu, că el a văzut pe unul care a spart vitrina. Și, boule, eu eram ăla. Eu eram unitatea specială. 17-12-1989. Raportul maiorului Mavru Nicolae, șeful Serviciului de Filaj al Securității din județul Timiș. La orele 11 au început să se adune mai mulți indivizi pe podul de pe bulevardul 6 Martie. Ideea asta era premeditată de a lăsa urme pentru a dar se cât ști... mai multe urme ca atunci când vin corespondenții străini să vadă, să, vadă, să chiar rămână și vitrine, ce... sparte. Vitrine sparte, orice ar se poate lăsa, statui dărâmate, ceva. Din raportul de filaj al maiorului Mavru Nicolae. Până la orele 12.35 s-au adunat circa 3-4 mii și împreună strigând mai multe lozinci cu caracter denigrator la adresa conducerii de partid și de stat. De asemenea, grupuri izolate de indivizi tineri, 15-20 de ani, având asupra lor rânge, au spart vitrinele de la toate magazinele de pe arterele principale, iar mărfurile fie că au fost furate, fie că au fost arse. În ziua de 17-12-1989, inițial am infiltrat ofițerii în rândul demonstranților până în momentul începerii activităților de la Consiliul Județean. Menționez că spargerea geamurilor și alte acte huliganice au fost începute de 3 copii de 10-12 ani țigani, fiind urmați la început de 3-4 tineri prost îmbrăcați, apoi de circa 40-60 de alți tineri. Ne-am trezit dimineața în sunet de fanfară în piața acolo în centru. Au scos fanfara cu ceva armată și s-a adunat foarte multă lume, deci în piață, pe la ora 12, în piața 11 jumate, cam așa, era imens de multă lume. Și atunci ne-am zis, haideți la județeana de partid să definitivăm ce am început aseară, că trebuia să mergem să vedem ce se întâmplă acolo. Și ne-am dus un grup foarte mare, foarte mare. Lumea ataca și intra în ăsta, intra în Consiliul Județean, duminică, când deci s-a intrat și când s-a adunat lumea, lumea, deci lumea în partea cealaltă s-a adunat. Eu în partea asta era liniște. Mi-a spus cineva că e luată cu asalt județeana de partid. Asta pe la ce oră? În jurul prânzului era. 17 decembrie. Duminică 17 decembrie. Am dus la Ponte cu gândul să mergem la Consiliu, cum era atunci, la prefectură, nu? E, și nu puteam să trecem, că era un cordon de soldați înarmați. În spatele lor era dar n-am văzut gradele, dacă avea căciulă de Astrahan, trebuia să fie ceva colonel cu cameră. Un Panasonic pe umăr, în spatele cordonului și filma, asta era. Ne-am dus frumos acolo în față, unde ne-am întâlnit cu o trupă de militari. Un cordon de militari nu ne lăsa să trecem către județeana de partid. Eu eram împreună cu un prieten de-a meu, Tiberiu Budău, cu care eram colegi de dresaj, canin, era și cu câinele lui. Și am vrut să trecem podul. Ne-au oprit militarii, nu se poate trece. Păi, de ce? Pentru că nu vă las eu. Și-a scos ofițerul pistolul și zic, totuși, ce faceți? Trageți în noi? Și țin minte, și acum soldatul care era în fața lui, îi curgeau lacrimi și încet, încet, cum era cu mâna pe armă, o desfăcut încărcătorul de la AKM și mi-a arătat că el n-avea gloanțe. Ei au încercat să ne oprească, dar când a venit tăvălugul și mulțimea, i-a făcut praf și varză și aveau loc momente tot așa comice. Ei fugeau să prindă camioanele care au puse, erau parcate pe strada Filipescu, care e lângă asta județeană. Camioanele deja începuseră să plece, ei se agățeau de camioane din mers. Ca să nu ia bătaie. Ca să nu ia bătaie. Și ne-am apucat iar acolo să ne batem cu pietre, dar nu prea erau multe pietre pe la Continental, pe acolo, și, dar totuși a fost o altercație, soția a început să plângă, să mă tragă, zic, du-te, și am împins, zic, pleacă, lasă-mă, și adică mi s-a pus ceața pe creier și m-am dus înainte. La mulțimea asta de a doua zi am văzut deja tip cu lanțuri, îmi zicea unii că ăștia din față e gașca din Mehala, din cartierul Mehala. Găștile erau cele mai rele. Da, da, de regulă, da. Că altfel erau, vorba aia, oameni subțiri, intelectuali, studenți. La Consiliul Județean
Era protejat de camioane și de sute de corbane din astea, de uniforme, de tot soiul. Pompieri care aveau jeturi de apă și au început să dea cu jeturi de apă în mulțime. Protestele erau cât cuprinde contra regimului. Și au dat cu jeturi de apă și li s-a stricat la una de pompieri jetul. Nu mai mergea. Ei, în momentul acela, mulțimea a năvălit pe acolo. Da. Au stricat toate mașinile, au dat foc la un camion care era militar cu prelată. Ăștia au fugit, cordoanele alea sute de ce erau pază, gărți patriotice, s-au retras. S-au retras. Na, au intrat în Consiliul Județean. Noi am, militarii nu au fost bătuți, au fost deschisă ușa și hai, cărați-vă, dar au fost vandalizate. A venit un tank și l-a oprit cineva, acum am aflat că era Dan Curiban, și a venit elicopterul pe sus. În momentul ăla, nevastă mea plângând, cu Paul, m-au luat pe sus și a zis, plecăm că e nasol, m-au băgat în mașină și am plecat de acolo. Și n-a trecut, eu știu, o oră când s-a început să tragă. Și la treaba aia, când am văzut-o, am zis că asta nu se va termina sănătos. Am reflectat la timpul ăla, se va lăsa cu sânge. Pe operă am văzut 2-3 oameni jos. Pe la electrice mai încolo erau jos, nu știu ce era cu ei. Am gândit că sunt împușcați, dar nu știam dacă-s morți sau dacă mai trăiesc, nu știam. Pe partea aia, la casa universitară, un om căzut pe spate, jumătate pe trotuar, jumătate pe carosabil, capul pe trotuar, picioarele pe carosabil. M-am apropiat, el am crezut că e rănit. Era cu fața în sus, capul descoperit și am văzut că era împușcat sub ochiul stâng. Se vedea clar orificiul de glonț chiar în față sub ochiul stâng. Era tânăr? Tânăr. 18 ani, 20 dacă avea. Suntem zice orice cine încearcă vreo manifestare este imediat sumat, arestat și promă să-mi de văzut să planificăm. Fără niciun fel de discuție. Tâlcudioară și Ocoman, s-au luat măsuri pentru executarea dispozitivului ordinului pe care l-ați dat dumneavoastră. După vreo jumătate de oră, cineva a venit și a spus că se trage. În Timișoara... Ce oră era? După ora 3. Pe podul Mihai Viteazu, când am trecut, am auzit împușcături în spatele nostru și cred că a fost omorâtă o persoană. Fără, din tufișuri s-a tras asupra noastră. Le-am îndreptat către podul, spre podul Decebal, ca să... Ajungem la miliție să eliberăm pe studenții aceia aflați acolo. Deci noi eram lumină, eram în întuneric. Veneați dinspre parc, cum s-ar spune. Da. Nu s-au auzit somații, nu s-au auzit absolut nimic. M-am văzut că pică în jurul meu oameni, am picat și eu. Ei, la un moment dat veneau dinspre fabrica de bere, dinspre Pestaluții, a venit un alt grup mai mare de protestatari. Noi acolo ne strânsesem... Eu nu știu dacă eram 30-40 de oameni. Când ne-am unit și am început să murmurăm, să le zicem, dați-ne, lăsați-ne, nu știu ce, pur și simplu, noi vreau să fim lăsați să trecem. Militarii s-au dispersat în linie de trăgători și au încercat să ne împrăștie. Noi nu ne-am clintit și chiar am înaintat și noi către ei atunci. În momentul ăla s-au pus în mișcare taburile. Și atunci militarii s-au retras și au venit taburile și au... încercând să ne disperseze. Noi am alergat acolo, câțiva s-au retras pe margine, câțiva am fugit și taburile, erau două taburi care ne hăituiau, ca să zic așa. Am auzit în spatele meu un urlet și când am întors capul peste umăr, am auzit o femeie cum era călcată de tab, cu mâina așa întinsă, avea o sacoșă din care ieșau, țin minte și acum, două franzele, vârfurile. A trecut peste ea așa, ca și cum ai trece peste un tub de pastă de dinți. Și am realizat că urmam eu, pentru că era la 3-4 metri în spatele meu, nici mai știu, și am sprintat și mai tare și era taluzul Begăi, m-am aruncat jos pe taluz și tabul s-a oprit deasupra cu primele roți din cele patru, cred că erau suspendate. Ne-am dus pe podul Decebal, am intrat pe acea străduță, și deasupra noastră deja apăruse elicopterul. Elicopterul care avea un fascicol luminos asupra noastră. La colț
erau niște salvări și nu cred că am mers 15 metri, 20 de metri. Am văzut de undeva din față o flacără din aia lungă albastră și le-am strigat celor din jur că se trage noi. Prima rafală lângă ureche m-a lăsat surd. Mi-am ținut mâinile la cap. La câteva secunde, poate nici atât, am fost împușcat prima oară. Am început să strig, nu trageți, nu trageți, suntem frații voștri. S-a auzit o voce de acolo, frate Pidracu. Am văzut pe prietenul meu, pe Florin Iovanovici, că ridică capul, am sărit pe el și în momentul l-am luat al doilea grunt și am hotărât să nu mai stau, m-am ridicat. Am ajuns în capătul străzii, în capătul... De tras, cine a tras? Erau militari? Militari, fără discuție. Armată. Militari. Armată a tras, da. A ulterior am aflat și cine a tras. Cei de la unitatea de mecanizate, conduși de capitanul Badea. Am mers ca să trecem podul Decebal, ca să mergem înspre centru sau înspre miliție, nu știam încotro se îndreaptă primii care erau din față. Și la un moment dat am auzit rafale de automat, care pur și simplu ne-a speriat pe toți. În momentul acela când am auzit că se trage, m-am întors cu spatele către locul de tragere și m-am aruncat pe burtă. Am simțit o arsură în picior, după aceea mi-am dat seama că am fost împușcat. După ce s-a terminat rafalele, cu toate categoriile de armament care erau pistoale mitraliere, probabil mitraliere grele, în dreapta mea am văzut o fată cu capul spart, era spate împușcată, în zona gâtului sau creierului mic, numai. Iar în dreapta, pe șosea, am văzut un băiat împușcat în spate, care, bineînțeles, nu se mai mișca sau să dea vreun semn de viață. Împotriva violenței cu care forțele de securitate au intervenit împotriva demonstranților din România. La Praga, ambele camere ale adunării federale și-au exprimat profunda indignare cu privire la relatările privind acțiunile brutale întreprinse împotriva demonstranților din România. A fost aprobat... De fapt, tare s-a tras numai după lăsarea întunericului, să știți. Tare de tot, adică de adevăratele. Pe de altă parte, era în continuare foarte multă lume. Adică era atât de multă lume aici în piață și în zonele, în piețele adiacente, da. Armata și miliția nu mai puteau să intre în piață, încât era clar că nu pot să îi dispersezi decât dacă tragi în plin, da. Când s-a tras, unde vă aflați dumneavoastră? Eram chiar în intersecție, în dreapta la biserică, stație de taximetre. Deci lângă catedral. Da. Trecea în mulțime. Și în acest context ați fost rănit dumneavoastră? Da, când am văzut că a început să treagă, am vrut să mă ascund și n-am apucat să mai fac câțiva pași și... Ați fost rănit? Da. Unde? În ceafă. În fața mea au căzut 5-6, 7. 5-6, 7. Am trecut prin fața operei unde erau militarii aranjați în linie în poziții de tragere. Am ajuns pe treptele catedralei, erau alte grupuri care spărgeau magazine în centru. Se spărgea, se dădea foc. Urmă, până la 7:15, a început prima rafală. De unde am fost prins? Din prima rafală am fost prins eu cu două cartuși. Unul în braț și al doilea prin spate, perforându-mi uretra și cu explozia testicului drept. Bineînțeles, perforarea și arterei cavernoase de pe partea stângă. Toată după masa aia și în toată noaptea aia s-a tras mai rău decât la Beirut. Au început să tragă pe șiruri din partea primăriei, unde e și filarmonica, și dinspre partea cealaltă a catedralei, dinspre Piața Maria. Trasoarele zburau dinspre Calea Gerocului către centru, dinspre centru către Calea Gerocului, dinspre Calea Lipovei către centru, din toate părțile zburau trasoare și s-auzeau glanțe. Asta la ce oră se întâmplă? După ora 4, până toată noaptea, până pe la vreo 4 noapte. Washington. Guvernul Statelor Unite a făcut cunoscut că în urma masacrului sângeros de la Timișoara va continua să urmărească cu atenție situația din România. Purtătorul de cuvânt prezidențial Fitzwater a declarat că pentru moment guvernul american nu poate verifica relatările privind numărul victimelor. Casa Alba a cerut din nou regimului Ceaușescu să pună capăt represiunii brutale a demonstrațiilor, să deschidă granițele. Am întrebat dacă oficierii sunt în sală. Vă la hotel Sașul Ceaușescu, cum am apărat? Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ceasă de la dumneavoastră. A început să se tragă deja. Vă rog
transmiteți-le ordinul meu. Acționează în toate de luptă. Facilitatea fiecăruia o judecăm ca atare. Și într-o oră trebuie restabilită complet liniștea în Timișoara. A înțeles? Vă raportez la Așul Ceaușescu. Încă o dată am ordonat să tragă foc. A venit 17 noaptea, am văzut cum se trage în oameni, am văzut că nu mai erau puștii aia din 16 și din 17 la prânz, erau niște militari ceva mai împliniți. În vârstă, da, mai împliniți, pe la 30-30. Erau sub ofițeri. Nu știu, că erau în uniforme de soldați și nu le stăteau bine pe ei. Era catedrala conjurată cu cordon de, noi ziceam, de armată, că i-am văzut în haine militare. Unii care îi conduceau n-aveau niciun fel de grade. Existau așa un fel de haine din astea mai ponosite, mai rupte, mai pe ei. Nu se putea identifica ce e, că nici nu știa dacă e soldat sau ce e. Nu păreau militari în termen. Și de asemenea era foarte ca asta mașini, a fost o chestie de aia dură. Băi, se bucurau când trăgeau înspre parc încolo. Adică trăgeau cu bucurie, că le vedeam fața. Ne uitam practic de la 10 metri, de la 15 metri, ne uitam la ei, nu ne vedeau pe noi, că noi eram în întuneric. Dar noi vedeam pe stradă, că pe stradă era puțină lumină. După aia în parc era iarăși întuneric. Trăgeau cu bucurie. Ordinul acela de la cine a venit și cum a venit, dar s-a tras pe treptele catedralei în 17. Eram în partea dinspre Parcul Poporului. Când s-a tras? Când s-a tras. M-am îngrozit de ce li s-a întâmplat. Adică în sensul că am văzut că pur și simplu erau secerați de gloanțe. Acum, din alte mărturii ale altor colegi, spuneau că ei au încercat să se refugieze în catedrală. Și catedrala era închisă. În Piața Operei. În data de 17 decembrie, seara, da. S-a lămurit cine a tras? Un domn care în acea vreme a fost viceconsul al Iugoslaviei la Timișoara și dânsul a fost rănit. În acea zi? În acea seară. Locuia provizoriu la hotelul Timișoara de lângă operă. Îmi spunea că înspre seară, în după amiază, atunci, pe la ora 4, a venit un autobuz din care au coborât niște civili și acești civili au avut niște genți la ei, așa, de bagaje și au intrat niște civili în hotel și au ieșit niște militari cu armament, militari desfășurați în lanțuri de trăgători, care au început să tragă în piață. Asta a fost. Și au pornit în lanț, dinspre operă, înspre catedrală, mitralind lumea care era în spațiu, în zona acolo. Era plin de la catedrală încolo și scandau. Atunci a început să se deschidă focul. Am auzit câteva focuri întâi și, pe urmă, dintr-o dată, rafale foarte puternice de arme automate. Cred că a fost zeci de guri de foc. Nu mă puteam închipui că o să tragă cineva. Să fie așa ceva. Asta nu mi-am imaginat. Puteștelor de la Timișoara. Întrebați dacă din cauza situației din România vor avea de suferit negocierile de la Viena, reprezentantul sovietic a declarat textual: sper că nu. Budapesta. Guvernul maghiar a decis să abroge tratatul de prietenie și cooperare încheiat în 1914 cu România. Ministrul de Externe Gyula Horn, hotărârea a fost luată ca urmare a recentelor evenimente din România. Horn a mai anunțat la o conferință de presă că Budapesta... Și m-am dus acolo în fața județeanului, pe unde era intrarea la urgență. La județean, da? Da, și am stat cu nevastă mea pe bancă acolo și să văd ce vine. Și au venit salvări, au venit oameni cu dacile și cu persoane, două în portbagaj, cu picioarele ieșite afară, împușcați. Dacă înțelegeți, că înăuntru mașină mai avea unul sau doi și din portbagaj mai erau patru picioare ieșite afară. Am văzut morții și răniții luați în mașini de salvare, care erau pe vremea aceea, și întrebam că unde îi duc. Și li se spunea de către medici și de cei care erau acolo cu tărgile, că îi duc la spitalul județean. Am fost urcați într-o dacie, patru oameni am urcat în spate, unde erau niște găleți cu carne,
I-am spus, grăbiți-vă, zic că chiar mi-a ieșit sângele pe gură, zic să nu vă pătez mașina, da. Și atunci omul a băgat viteză, am ajuns la urgențe și lângă ziduri era semi-întuneric. Distingea așa, parcă erau niște colete puse acolo, cred că erau cadavre. În stânga era o cameră de primire în care am stat 6 oameni pe un pat și în fața noastră era un pat pe care era unul singur, la care un singur băiat, toți eram răniți. Un băiat din ăsta, ciudat, împușcat, glonțul a ricoșat din picior și i-a luat scalpul, da. La un moment dat au intrat niște medici și a venit o asistentă foarte frumoasă cu un registru în mână și în timpul ăsta, cel de pe patul care stătea singur, care era împușcat atipic în picior și în scalp, a scos un buletin din ăla comunist, jegos, unsuros, și a rupt pagina în care era poza lui și a băgat în gură și a început să o mestece. Și stric, ce faci, mă? Deci eu sunt condamnat la locul de muncă, n-am încredere în nimeni. Și în momentul când doamna aia sau domnișoara tot a venit, când a ajuns la mine, i-am zis, când m-a întrebat cum mă cheamă, i-am spus Cali Adrian. Nu i-am mai făcut precizări, că Cali cu capa, Adrian Matei. Asta bănuiesc că era registrul ăla de care au și picat și a dispărut după aia de la spitalul județean când au dispărut morții și probabil că l-au folosit pentru alte lucruri, identificarea neamului, cine erai. La un dat a intrat Iovanovici Florin, care mi-a spus că a făcut rost de o salvare să mă ducă la chirurgie toracică la Victor Babeș. Am urcat într-o ambulanță și la ieșire deja intrau militari. Au mai tras și deasupra. Au tras și după salvare. Salvarea a plecat în viteză. Da, și au tras. Și au tras. Au tras din curtea spitalului după salvare. Din curtea spitalului județean, da, au tras, da. Cine? Militari care au intrat înăuntru. Armata. Armata și miliția. Oamenii au mers din spital în spital și au început să strângă pe cei împușcați. Noi, cei de la Victor Babeș, am avut noroc că doctorii, la momentul în care am ajuns acolo și ne-au dat primul ajutor, sau mă rog, ne-au operat, ne-au băgat între bolnavii de inimă. Și când am ajuns la podul Decebal, am observat pe pod mai mulți militari. Unii erau îmbrăcați în uniformă khaki, alții erau îmbrăcați în uniformă albastră. Toți aveau un cap căști și în față scuturi și erau înarmați cu pistoale mitralieră. În partea dreaptă a podului Decebal am văzut vreo 4 ofițeri din cadrul armatei și când ne-am apropiat mai aproape, unul dintre cei 4 ofițeri cu grad de capitan s-a îndreptat cu câțiva pași înspre noi și a discutat cu soțul meu și a spus că nu-i voie să trecem peste pod, deoarece la Consiliu e scandal, acolo sunt demonstranți și într-adevăr s-auzeau mai multe grupuri de demonstranți care strigau diferite lozinci ca jos Ceaușescu, vrem libertate, jos dictatura. În momentul când eram în holul clădirii și era îmbulzeala aia de oameni, atunci l-am văzut pe capitanul respectiv când a întins mâna și la o distanță de circa 18-20 de metri, fiindcă ardea un bec de la Iret de acolo, l-am zărit când a întins mâna și a tras în hol. M-a rănit pe mine în picior și pe o locatară din imobilul respectiv i-a trecut gloantele prin bazin. Luni dimineața era mare panică în spital, se spunea, adică personalul din spital care circula pe acolo spunea că a fost securitatea și a luat listele cu cei răniți și cu personalul care ne-a îngrijit și că urmează să fim împușcați, fiindcă am fost la demonstrații. Pentru reprimarea demonstrațiilor sunt lipsite de orice justificare. Toată UNFC a regimului de la București să pună capăt reprimării brutale, să deschide frontierele țării și să-și respecte obligațiile asumate în actul final de la Helsinki privind drepturile omului. Se cere de asemenea autorităților din România să se mută operatorii la în calea Gelocului, în Timișoara, în ziua de 17 decembrie, acolo au venit 5 tancuri să reprime Revoluția, când au dat ordin Ceaușescu că foc. Lumea a băgat la șenile tot felul de cabluri și de sârme, druji de fier, le-au blocat. De unde le-a luat? De pe stradă, de pe... Din... Sau le-a avut cineva. Era un șantier aproape. În raportul lui Mavru spune că din mulțime au ieșit 1, 2, 3 care au ieșit în față, unul l-a lovit în cap pe unul din ei, când a scos capul în chestia aia de la tank, i-a dat în cap cu toporul, dar în momentul în care au apărut oamenii lui Paul și prima dată că au tras focuri de avertisment, n-au tras direct în ei,
aia s-au retras în spate. Câte tancuri au fost blocate? Nu știu, 4 sau 6, nu mai știu exact să vă spun. Și au rămas acolo? Au rămas acolo. Goale? Da. Ce s-a întâmplat cu soldați? Păi i-au scos afară oamenii, pe unii i-au bătut. Era de așteptat că ei au venit cu tancurile în armate să tragă în populație. A venit colonelul Vasile Paul de la Lugoj, nu era colonel, era major atunci, cu taburi și cu oameni să desfășoare acele tancuri. Noaptea. Noaptea. Și s-a tras atunci în zona aia, în fiecare bloc. Spuneau cei care erau acolo că au intrat pe casa scărilor și trăgeau în tot ce mișca. Atunci au murit și oameni și în case. Maiorul Marco a plecat, a fost luat de către 2 locotenți colonei de la divizia de la Timișoara și a plecat pe girocuri. În data de 17? Da, 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 da. 17 seara. În girocului s-a tras. Da, am auzit. Mai erau și alte subunități pe girocului în afară de Marco? Am auzit că ar fi fost ăștia de la Lugoj. V-a zis vreodată maiorul Marco dacă au tras? El n-a zis nimic. Eu ce am auzit pe ceilalți. Și ce au zis ceilalți? Au zis că s-a tras ceva. Soțul meu, odată de 17, le-a spus la copii, nu ieșiți afară, eu mă duc până afară, face că ce s-a întâmplat afară nu s-a mai pomenit. Copiii, când soțul meu a plecat afară, s-au dus în baie și avem vană. Și de pe vană avem geamul care bate înspre stradă. Și de pe vană îl vedea pe soțul meu cum demonstra și cum striga. Și atunci, cum striga el acolo, după ce a început să strige iar, atunci s-a întâmplat, a fost împușcat. Cu dum-dum, se spune, că creierii lui au fost pe trotuar. Trei zile, vă dați seama, până am spălat noi și până de totuși nu s-a putut spăla atunci ca lumea. Cine era acolo? Comandant. Comandant, din spusele vecinilor noștri, al lui Paul, al lui Bujor Petrică, a zis că a fost maiorul Paul de la Lugoj, de la unitatea 1140 sau ceva de genul. Paul Vasile. Paul Vasile, da. Petrică Bujor, de unde îl știa? Deci erau colegi, se cunoșteau, erau colegi și zice că atunci, seara, când s-a primit ordinul de tragere, maiorul Paul ar fi intrat la dânsul în curte, în casă, și de acolo ar fi vorbit la telefon. Și atunci Bujor ar fi spus la Paul, Paul, nu trage. Faci Petrică, intră într-un că dacă nu te împuși și pe tine. Paul Vasile este maiorul care în seara de 17 decembrie, în decurs de 2 ore, 19:21 sau 21:23, ceva de genul ăsta, se duce în calea martirilor, calea girocului de atunci, pacifică zona, trage în blocuri, intră în casa scărilor, sunt împușcați oameni care n-au treabă cu Revoluția. Se pare că ar fi tras în jur de câteva mii de cartușe în decursul celor 2 ore. Când a fost împușcat soțul meu, copiii l-au văzut. Și atunci copiii au sărit jos de pe vană, și băiatul a ieșit afară și toată lumea striga, ați omorât tatăl la 2 copii, criminalilor. Și atunci copilul a ieșit afară cu mânuțele ridicate și l-au văzut vecinii și l-au luat pe soțul meu și l-au pus după un gard viu, din ăsta, un gard înalt. Cine a vrut să ia cadavru? Armata, deci armata, da. Vecina mea de la etajul 2 l-a spălat, l-a îmbrăcat și l-a pus în sufragerie pe masă. Din data de 17, deci 2 zile, până data de 19, am umblat peste tot să ne dea certificat de deces. Nimeni nu a vrut să dea certificat de deces. M-am dus la medicina legală, totul, nu știu de câte ori m-am dus. M-am dus la spitalul județean, m-am dus peste tot. Și atunci asistenta lui doctorul Crișan mi-a zis, doamnă, face, nu mai veniți, face, că n-are să mai veniți, că eu am auzit cu urechile mele că e în groapă, în grop comune sau îi arde. Toți care au fost în seara de 17, toți au fost duși, au fost arși la București. Deci toți care au fost, toți morții din 17 decembrie, au fost arși la București. Și l-am întrebat pe Mavru, nu poți să găsești vreunul din ăia să spună, mă, m-am gândit că toți sunt din zonă, locatari din zonă, și atunci măcar din unul din ei să spui, domnule, ăla-i Popescu. Și mi-a zis Mavru, măi, nu-i știe nimeni, am întrebat pe unul, nu-i știe nimeni, nu știu cine sunt și că se retrag. Deci, repet, păi și de ce nu au fost urmăriți dacă erau să retrăgeau? Mai, a început focul, a început să tragă, domnule, acolo, nu se poate așa, nu ne jucăm așa.
și cu viața oamenilor. A început să tragă, nu poți să te bagi acolo. Păi și ăia se retrăgeau, doar nu se duceau să, fie, să tragă în ei. Era, domnul, era mulțime, multe. Linșau, pe cine se trimis acolo? Nu se face. Linșau dacă recunoșteau. Pe ai noștri? Da. Cum să-l urmărească unul singur? Ca să urmărești pe cineva fără să prindă că e urmărit, trebuie să fie cel puțin 3 sau 4. Păi erau condiții deosebite în momentul ăla. Nici ei nu stăteau să se uite că sunt urmăriți. Nu știi. Nu riști. Deci pentru ce să riști? Măcar un pic, să vezi spre ce se duc, unde se duc. Dom'le, eram convins atunci că s-a dus dracu căruța. Erau deja morți, erau deja ce mai... Să înțeleg că acționați doar ca simpli funcționari, așa, adică vă făceați treaba până la un anumit punct, știind dar nu... că se, regimul se prăbușește. Dar nu riscai, pentru ce să riști? Pentru ce să riști? Spuneți-mi dumneavoastră, merita? Dacă... Regimul era cel mai important în România. Era deasupra tuturor, și a vieții oamenilor, și partidul. A societății, regimul conta, regimul partidul. Comunist. Partidul, ce partidul? Vi s-a dat un motiv oficial pentru nu care s-a spus ordin de luptă? Să punem ordine, să restabilim ordinea. Că s-au răzvrătit, populația din Timișoara e răzvrătită, potriva conducerii de partid, de state, și noi trebuie să menținem ordinea. Cu permisiunea noastră, îmi cer scuze, nu s-a acționat decât în stare de necesitate împotriva vandalismului. 16, 17, 18, 19, inculpatul Ion Coman a ajutat revoluția din Timișoara. Nu mă pretind de rău, nu al Timișoarei. Cel puțin poate favorizant sau poate complice la această revoluție. Am întrebat dacă oficierii sunt în sală. Vă rapotez la Sugeaujescu, cum am aparat. Nu sunt în sală, sunt la divizie și organizăm ce a dat dumneavoastră. Vă rapotez la Sugeaujescu, încă o dată am ordonat să tragă foc. Împotriva violenței cu care forțele de securitate au intervenit împotriva demonstranților din România. La Praga, ambele camere ale adunării federale și-au exprimat profunda indignare cu privire la relatările privind acțiunile brutale întreprinse împotriva demonstranților din România. A fost aprobată o declarație... Dosarul Timișoara are 15 volume, 15 bibliografe mari așa. Dar nicio probă. Știți ce înseamnă aia? Nicio probă împotriva unui ofițer de securitate? Nici o probă. Un rănit adus în pielea goală, numele lui este Zaharie Adrian, a fost împușcat din spate, dar de civilii care erau în spatele cordonului de militar din care făcea el parte. Civilii aceia erau... Erau oameni care au tras din spatele rândurilor de soldați în demonstranții din Piața Libertății. De cine erau comandați acei tineri militari? Erau din civil, da. Un civil, da? În jur de 45-48 de ani. Era într-o geacă, într-un pantalon cam ca meu deschis așa. Înseamnă aia nici o probă împotriva unui ofițer de securitate? Nici o probă. Vis-a-vis de morți și de rest. Că restul, că, a fost, că am fost ofițer de securitate, asta a fost, mi-am făcut datoria. Cum fac și alții acum? Deci dacă nu eram eu, era altul. Dar noi n-am avut absolut nimic cu ce s-a întâmplat pe stradă. Există mărturii că în timpul, în perioada 16-21, au tras civili, au mers, au fost arouri cu civili. Da, au fost, da. Și pe podul Decebal, înainte să vină coloana noastră, există o mărturie chiar în procesul de la Timișoara, în care cineva spune că a apărut un aro alb cu persoane care au arătat ca o arme și există mărturii peste podul Decebal, deci pe partea cealaltă. Ar fi luat poziția acolo și ar fi tras și după aceea s-a urcat în mașină și a plecat. N-au avut nicio dovadă. Deci securitatea la ordinul generalului Vlad nu a avut până în 17 la ora 17, 5, după teleconferință. N-a avut nimeni armament asupra lui. Dar după aceea au fost... După aceea au avut, dar n-am fost în stradă. Într-un document intern al securității se spune, documentul este datat 20 decembrie 1989, e vorba de un raport al securității din Timișoara trimis către București, în care se spunea că s-a ordonat încetarea focului. Ceea ce arată că trupele de securitate, deci trupele Ministerului de Interne, au fost și ele implicate în reprimarea revoltei de la Timișoara. Deci securitatea deci a tras. Acest document. Da. Securitatea a tras, dar a tras în această primă fază. Dar în Timișoara au fost cazuri, cum este, repet aici, cazul
fetița aceasta, Cristina, împușcată de civil dintr-un aro. Este cazul celor care au Pinshofer împușcată în zona Lipovei dintr-o mașină civil. Au fost inclusiv, cum ziceam, la Zaharia, care stăteau și coordonau și care au tras. Zaharia este una dintre victime. În realitate, în Timișoara au tras și membrii securității și ai miliției. Un document întocmit de subofițerul Pante Ambrozie arată că sute de ofițeri și subofițeri de securitate și miliție au fost înarmați în perioada 17-20 decembrie 1989. Ulterior, în urma verificării armelor, se constată că multe dintre ele au fost folosite, atât de cei de la miliție, cât și de cei de la securitate. Astfel, se dovedește că la Timișoara represiunea a fost executată și oamenii au fost uciși în stradă de către armată, securitate și miliție. S-au comunicat absolut toate informațiile existente la această oră. Credeți că cei care au tras în oameni au fost judecați? Nu. 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 Sunt 30 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Nu. Ce s-a întâmplat cu toți comandanții militari în perioada aceea? Au fost ridicați toți în funcție. Vă raportez la Sușa Ușescu, încă o dată am ordonat să tragă foc. Spre centrul orașului se îndreaptă rău grupuri de oameni. Aici e Radio Europa Liberă. Piața Palatului a fost înconjurată de unități de blindate. Ambasada americană din București a putut confirma uciderea a cel puțin 13 tineri. Diplomați britanici de la București au declarat postului de radio BBC că în apropierea ambasadei americane zac 8 sau 9 cadavre ale unor oameni tineri neînarmați. Agențiile TASS și Danube anunță că doi manifestanți au fost călcați de vehicule blindate în